Continuăm cursul VPF C Sharp Embedded și electronică. Am ajuns la lecția 6. Până acum am învățat câteva noțiuni simple, noțiuni de bază. Am făcut cunoștință cu gridul în VPF. Acum hai să intrăm direct în practică și să începem realizarea unei aplicații cu care voi scana portul USB. Vom realiza o mică interfață grafică, apoi vom scrie logica programului, adică codul care se află în spatele interfeței grafice și, bineînțeles, o să facem ceva embedded, da? O să facem cunoștință cu un chip care se numește FTDI, o să facem multe aplicații interesante cu acest chip, așa că hai să-i dăm drumul. În Visual Studio am definit deja un proiect pentru aplicație VPF, așa că hai să trecem la treabă. Am despărțit ecranul așa în două părți, aici vedem interfața, aici codul. Bun. Avem deja definit acest grid, voi defini acum câteva coloane și câteva rânduri. Ca în lecția anterioară, grid, column, definitions, iar în interior voi defini deocamdată două coloane, column definition, și voi închide aici și o voi copia încă o dată. Avem două coloane, iar aici scriem grid, row, definition și înăuntru voi defini 3 rânduri sau 4. Astea le putem modifica pe parcurs, row, definition, închidem aici și vine un rând, 2, 3, 4 deocamdată. Acum voi defini un meniu. Ca orice program, și programul nostru va avea un meniu unde vei putea da click, de exemplu, pe help. Da? Hai să vedem cum facem asta. Pur și simplu scriem menu și voi pune ca atribut font size, îl voi pune deocamdată la 14 pixel. În interiorul acestui menu voi scrie menu item, adică vom introduce acum elementele din meniu. Menu item, închidem, iar în interiorul menu item vom scrie meniurile respective. De exemplu, aici vine un alt atribut care se numește header și ca parametru scriem view, de exemplu. O să vedeți imediat ce vreau să zic. Să vedem, dăm așa, da? Vedeți, a apărut deja view, da? Acum, ce să se întâmple dacă apăsăm acolo pe view? Păi, menu, item, header și la header o să-i punem atributul, hai să-l numim prima dată help, de exemplu, nu știu exact ce să scriu acum, ne gândim pe parcurs și voi închide aici. Bun, acum hai să pornim programul nostru să vedeți exact ce am realizat acum. Și anume, dacă mergem aici la acest view, vedeți, apare aici help. Da? O să o customizăm noi pe parcurs, dar deocamdată rămâne așa. Acum, hai să mai trec aici încă un meniu și anume ăsta, primul numesc FTDI, așa, și al doilea e help. Da? O să scriem probabil și ceva documentație în program pentru acest chip, care se numește FTDI. Bun. Bun. Acum, hai totuși să trecem aici și un comentariu, ca să știm despre ce este vorba. Scriem header și aici avem comentariul nostru. Acum mergem mai jos și vom scrie un container acum care va conține informații despre program, cum se numește, sau un logo, de exemplu. Da? Ăsta îl voi face ca stack panel și în interiorul stack panel, de fapt hai să pun aici un background pentru acest stack panel, background, și îl iau prima dată pe aqua și o să-i punem și o orientare, orientation, îl facem orizontal. Bun. Dacă este așa prea lung codul nostru, putem să-l punem așa unul sub celălalt, mă refer la atribute. Da? Acum voi introduce aici un logo, adică o imagine. Prima dată voi realiza în proiectul meu un folder pentru imagini, click dreapta pe numele folderului aici și mergem la add și voi crea un nou folder și am să-l numesc img. Iar aici introducem imaginea, click dreapta, apoi add, extend item și voi lua acest pad și voi pune pe all files și voi lua acest logo. Acum dați click dreapta pe imagine, imaginea care ați ales-o voi și asigurați-vă că la Build Action aici o puneți pe Embedded Resource. Deocamdată o lăsăm așa, o să vă explic mai târziu. Iar acum, pentru a introduce imaginea, scriem image, închid aici și image are un atribut care se numește source, iar source este /img și logos.png în cazul meu, da? Și aici avem imaginea noastră, dar voi adăuga alte atribute, cum este lungimea, width, îl punem la 120 de exemplu, facem mai mic și pe parcurs o să o mai modificăm noi, da? Bun, acum aici putem să mai introducem un text. De exemplu, putem să scriem numele programului sau putem să scriem versiunea programului sau eu știu ce doriți voi. Asta o facem cu text block, iar text block la fel îl închidem. Iar aici voi trece un text în care un atribut text unde voi trece de exemplu version, versiunea programului, version 1.0, da? Iar la asta îi punem la fel un atribut font size, îl punem de 15 pixel și am să-i pun și o culoare la acest text, să spunem voi lua doar ceva așa, de exemplu albastru de aici, foreground blue. Bun, am terminat și cu această parte. Acum voi introduce un alt stack panel, adică un alt container unde sunt grupate alte elemente și aici voi introduce probabil câteva butoane, câteva texte. O să vedem pe parcurs cum evoluează programul nostru. Facem la fel un stack panel, iar acest stack panel primește un background, o culoare deocamdată așa la întâmplare, 888. De exemplu, da? Un grid asta. În interiorul acestui stack panel mai trecem încă un stack panel. Pardon. Și acest stack panel primește orientation orizontal. Iar în interior voi scrie un buton prima dată, button, și am să-i pun la acest button deocamdată button, da? Și așa arată foarte urât, o să-l modificăm noi pe parcurs. Acum, după acest stack panel vine din nou alt stack panel. În interior, la fel, introducem câteva elemente, doar de umplutură acum, pe parcurs vom introduce exact ce trebuie. De exemplu, voi scrie un label care am să-l numesc test, așa, și mai trecem un text box. Da, deocamdată, după cum vedeți, arată foarte ciudat aici.